Salutare, băi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, după cum am făcut acolo pe YouTube, am pus un ăsta pentru dacă vreți voi să începem proiectul în grădină. Și am văzut că foarte mulți vreți să-l începem, așa că ăsta e locul aici, în acești pomi, bate un pic vântul. O să mă apuc întâi să sap gropile pentru șpalieri. Să vedem cam cât și cum vin șpalierii, după o să punem să ne săpăm groapa. Așa că încet, încet, vedem noi ce facem. Băi, fraților, deja am început noul proiect. Am început la mine în grădină, că aici sigur nu mai vin fărâmă și e mult mai ușor și pentru mine. Mă duc, am în curte, am șpalieri, mă duc, aduc șpalierii, pun aici frumos, fac calme în șpalieri, ușa și absolut toate materialele ce am nevoie. Am aici curte aproape, le aduc, nu mă stau să le car cu mașina sau mă știu eu ce pe câmp. O să vedem acolo la canal. De aproape canal. Am stuf, aduc stuf ca lumea de acolo. Nu durează nici mult, nici nimic. Ia să vă arăt cât am săpat aici. Am săpat aici, pe cum vedeți, un rând de cazma. O să vin cu el până undeva pe aici. E destul de mare. O să-i bag 3 șpalieri pe o parte, 3 pe o parte. Am venit primul rând de cazma, acum mă duc să iau lopata. Vin cu lopata înapoi, scot pământul. Mai vin cu un rând de cazma, scot pământul și cu încă un rând să-l las fie ultimul. Așa că nu se iau cazmaua și vin să mă apuc de treabă. Băi, fraților, v-am spus că nu mă las, am început deja săpăturile, v-am arătat. Acum mă pun să scot cu cazmaua, adică cu lopata. Să mă pun să scot cu lopata pământul pe care l-am săpat primul rând de cazma. Acum mi-este un pic mai greu, pentru că vă dați seama cât am muncit eu acolo să fac bordeiul ăla. Ați văzut și voi când m-am chinuit să car șpalieria 2, stuful și toate alea, și vine un telchea berchea asta să spărâme ție acolo. Dar asta e educația lor, așa îi învață măsa și tasul acasă. Mi-e un pic mai greu acum la început, dar merge treaba destul de repede. Mă pun, scot tot pământul ăsta aici, mai vin cu un rând de cazma, scot pământul, vedem cât mai trebuie săpat. O să mă apuc să sap și găurile pentru șpalieri. Și o să terminăm săpătura și șpalierii astăzi 100%. Am spus că dacă și acum mai prind aici în grădină la mine, le rup picioarele, nu mă interesează ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, le rup picioarele și pe o le bat cu el. Acum mă apuc să sap al doilea rând de cazma, forță. Și
Dacă îi mai prind aici, v-am spus, le rup picioarele. Că nu stau eu să trag aici ca un prost, să muncesc, să fac ceva aici. Să vină un terchea, berchea, data căcat la cur și să strice mie aici. Păi, dacă îl prind aici, îi dau o cazma în cap, să vedeți voi. O să pun și pe live. Eu ca să fac bordeiul ăla acolo, căsuța mea de pământ, cum am spus, m-am chinuit, n-a fost ușor să o fac, m-am chinuit, ați văzut și voi pe clipurile video. Să vină un mucos să-mi o strice, stai liniștiți că dacă îi prind iar în jeziu. Acum vedeți și voi că am început noul proiect în forță. Avem cazma, avem lopată, avem tot ce ne trebuie. Șpalierii, v-am spus, să iam aici acasă, ușor, doar îi aduc aici și pun. Stuful v-am arătat că până la canal e vreo 50-60 de metri. Îi am aproape și stuful, am și șpalieri. Va fi mult mai ușor acum să aduc materialele aici. Așa că puneți like-ul așa, abonați-vă și stați aproape. Băi, fraților, nu mai pot, am terminat. N-am stat deloc, bate și vântul ăsta. Nici vremea, după cum se vede, nu e cu mine nici vremea. M-a terminat. Mai am, vă arăt imediat, dar mai am un rând de cazma. Curăț cu lopata, fac șanțurile, 6 bucăți pentru șpalieri. Și cred că cam atât pe ziua de azi. Uitați voi, uite cât am săpat până în acest moment, două rânduri de cazma. Am luat două ori cu lopata, primul rând, pe al doilea acum. Mai am de săpat, mai sap eu încă un rând de cazma și o să ajungă pe ziua de azi. Adică mai sap un rând de cazma și așa o să rămână. Aici în față, aici o să fie fața spre canal. Aici văd eu, îi fac eu o treaptă înăuntru ca să pot intra în bordei și să ies afară. Aici sap 3 găuri pentru șpalieri, pe partea asta încă 3 bucăți. Acolo în față să văd, trebuie să sap și acolo o gaură pentru un șpalier, aici în față undeva. Să măsor cam cât are ușa. Să sap o gaură pentru șpalier, să bag un șpalier în picioare, ca ușa să prindă șpalier, să nu se clate într-o parte și în alta sau să cadă. Aia vedem, dar deocamdată vedeți voi cât am făcut. Și într-un fel e bine pentru că mi-a format bordeiul acum când eram la început. Că dacă așteptam, îl făceam, îl puneam stuful, îl lipeam, îi puneam ușe, îi puneam geam, îi puneam ce îi puneam noi acolo și făceam cum vroiam noi. Și mi-l forma după aia, era chiar îmi părea rău. Dar acum că mi l-a format acum, chiar îmi pare bine că mi l-a format acum, ca să nu stau să mă chinui, să zic voi că mai chinui cu șpalieri, cu piatră asta, cu lemne, cu stuful, să-l cart mai de aici 3-4 km încolo. Ați văzut voi că m-am chinuit acolo. Și mă bucur că mi l-a format acum. Și nu mă lăsa să-l fac și să-l termin și să mi-l forme după aia, că atunci chiar îmi pare rău. Acum nu-mi pare rău. Bine că a format ca să n-ai mă chinui degeaba. Cu ocazia asta am început noul proiect aici în forță, vedeți și voi. Dacă vă place clipurile astea și mai vreți să continuăm proiectul ăsta,
Nu uitați să dați like, lăsați un comentariu frumos, să văd și ce comentariu lăsați acolo, să vă abonați la canal, iar eu acum o să dau drumul, să mai sap un rând de cazma, mai scot cu lopata, v-am spus, și o să mă pun să mai bag încă 3 șpalieri pe partea cealaltă. N-am mai stat să filmez cât am săpat și astea, că deja era plictisitor. Deja ați văzut și în partea alaltă cum am săpat, cum am luat cu lopata și astea. Nu mai are rost să mai filmez, o să vă arăt direct finalul, gropile și cu ce am săpat aici. Așa că puneți like și stați aproape. Da, fraților, că vedeți că deja ne-am apucat de proiect, merge foarte bine. Am săpat deja 3 găuri pentru 3 șpalieri. Groapa am terminat-o. Ala o să fie nivelul gropii. Oricum vin spalierii în sus, vin să face scurt de mare. Mai am pe partea aia acolo, să mai fac încă 3 găuri. Și cred că o să încheiem, bate vântul foarte tare. Nu știu dacă mă aud foarte bine, dar vedem. Băi, fraților, cazmaua asta mică, foarte bună, am terminat și gropile pentru șpalieri, pe o parte și pe alta. E bun că și pământul aici în zona asta e foarte, foarte moale. Avem și pământ aici, pentru că ne-au apucat să punem peste stuf. De data asta pot spune stuful puțin mai des. Avem aici, uite, aproape lângă noi stuful. Aducem că avem aici o grămadă stuf, l-aducem, îl punem mult mai des și mai gros, o să punem cam așa grosimea, ca să nu mai treacă ploaia deloc până el, dăm lipeală până afară, până înăuntru, forță. Hai să vă arăt și cum am săpat gropile. Uitați, fraților, am săpat una fix pe colț, era cum spune șpalierul, ceva de genul. Vreau să vină fix pe marginea bordeiului șpalierul, așa va fi mult mai bine. În față la fel am săpat ca să vină pe margine, să vină fix pe margine. O să mai săpăm acolo o singură groapă
să o avem pregătită pentru când o fi să punem ușa, să punem șpalier acolo și să punem ușa. Aici mă gândesc la treptele astea. Aș vrea să le fac, aș vrea să fac o treaptă în afară. Dar nici nu știu, ori să fac treapta în afară, ori să o fac înăuntru. Aș face-o în afară, dar mi-este când plouă și are treapta aia afară acolo, ușa o să fac înăuntru. Mie când o să plouă, o să plouă pe trepte și o țuc apa înăuntru. Am săpat gropile și pe partea asta, după cum vedeți, am săpat groapa și am săpat-o puțin cheziș, că șpalierul o să vină așa într-o parte ca să iasă fix pe mijloc, unul de acolo, unul de aici. Șmecherie, toate le-am spart așa într-o parte ca să vină șpalierul foarte bine. Acum să stau puțin să mă gândesc asta aici, cum să o fac, să fac treapta în afară cât este ușa și să deschidă ușa înăuntru, fac așa o treaptă și ușa să deschidă înăuntru, dar când plouă, v-am spus, o să plouă în bordei. Dar mă gândesc să fac treapta în afară, ușa să pun tot așa în afară și încoace înăuntru ultima oară, să sap așa un șanț, dar nu, o să las așa sus, să pun ușa sus acolo, că e cel mai bine, așa, pun ușa acolo direct sus, treapta o fac înăuntru, când închid ușa, în fața la ușă, pune o scândură, pun ceva acolo, deschidă ușa în afară, ușa vreau să deschidă în afară, că o să-i pun ceva să... pun ușa un pic mai sus, să pun puțin pământ ca apa când vine să nu intre înăuntru. Cea mai bună idee asta este. Și fraților, după cum vedeți, v-am arătat proiectul nostru, toate trei gropile pe parte, pe partea asta la altă, groapa asta mare pentru bordei. Dacă o să fie foarte ușor, o să punem când o fi șpalierii, 6 șpalieri. Vedem acolo ușa cum vom face. O să mai stau pe groapă la ușe. Dar nu cred că o să mai stau nicio groapă, că o să pun șpalierii aia dintr-un cap în altul și în capătul la șpalier o să pun un par, îl să înțepenesc ca lumea de sus în jos, leg cu sârmă, văd eu cum îl înțepenesc și leg de el ușa. În rest nu mai fac nimic, nu mai bag niciun șpalier, nu mai bag nimic, o să las așa. Dacă vreți să continuăm proiectul ăsta, fraților, restul uităm de tot ce s-a întâmplat până acum, continuăm proiectul ăsta, hai să strângem cel puțin 200 de like-uri, 200 de like-uri, ca să-l continuăm, să vedem susținerea voastră pentru mine că am muncit. Dați-vă, n-am dat ca în partea aia la altă să fac un clip și să postez toată săptămâna. Uitați, într-o zi, nici n-am filmat atâta cât am săpat aici. N-am filmat când am săpat gropile decât puțin. Groapa asta mare când am săpat-o am filmat puțin iarăși. Și uitați ce vine din spate încolo, o să vină o ploaie teribilă. Deja s-a săceață, vântul bate foarte tare. Așa că dacă v-a plăcut, hai să punem 200 de like-uri, v-am spus, și continuăm proiectul. Nu uitați să vă abonați. Eu am fost Marian și ne regăsim data viitoare.